Vicepreședintele și secretarul general al Federației Române de Rugby s-au aflat la Petroșani și, în urma vizitei din campusul universitar, s-au pus bazele unei colaborări ce vor duce echipa de aici în Superliga de profil. Și-au dat mâna astfel autoritățile locale, cele județene, dar și Universitatea din Petroșani, care și-a manifestat tot sprijinul pentru acest demers. Încercăm să promovăm echipa din Petroșani în primul eșalon valoric în Superliga Czech Bank. Cred că Petroșanul are maturitatea de care are nevoie, cred că are stilul de joc și cred că unite puterea din partea primăriei cu Consiliul Județean și împreună cu Universitatea, de fapt, care ține de foarte mult timp această flacără aprinsă, cred eu că Petroșanul poate reajunge și intra din nou în primul eșalon valoric, pentru că eu mi-aduc aminte în clipa în care eram jucător și veneam la Petroșani, aveam niște meciuri extrem de grele, unele dintre ele, bineînțeles, că le câștigam, dar de foarte multe ori plecam de aici înfrânt. Actualul antrenor spune că echipa are potențial și odată ajuns aici, important ar fi să achiziționeze jucători și să țină echipa acolo unde încearcă să ajungă. Provocare, atât pentru echipa din Petroșani, cât și pentru mine personal. De șanse să vorbim este prematur. Gândiți-vă că întâlnim echipe extrem de puternice, Timișoara, Baia Mare, Steaua, Dinamo. Dacă ne reușește acest proiect, prima dată am vrea să rezistăm din toate punctele de vedere în Superliga, fiindcă este o provocare, este o întrecere nebună la nivel național. Noi venim după o poziționare destul de bună în Divizia Națională de Seniori, Liga a doua, doar că acolo vom întâlni echipe extrem de bine pregătite, extrem de puternice și un lucru de neglijat, faptul că au foarte mulți jucători străini în componență. Ceea ce noi vom merge pe români, pe tineri, încercăm să încurajăm. La întâlnirea de la Petroșani s-a vorbit și despre posibilitatea de a investi în baza sportivă de aici. Se poate face un parteneriat între autoritățile locale județene și universitate pentru o finanțare și a echipei de rugby, dar și o renovare totală a bazei sportive prin Compania Națională de Investiții. Iar astăzi am discutat aceste aspecte cu reprezentanții Federației Naționale de Rugby și cred că echipa de aici de rugby este îndreptățită să revină în primul eșalon al rugby-ului românesc. Finanțarea pentru clubul Știința Petroșani, care înseamnă acum rugby, ski și taekwondo, ajunge la maximum 1 milion de lei, iar rectorul spune că atunci când echipa de rugby va promova în Liga Superioară, ar avea nevoie de cel puțin 2 milioane de lei. De altfel, s-a vorbit și despre baza de la Câmpul lui Neag, ce ar putea fi folosită, acele blocuri cândva abandonate. Avem tradiție, avem jucători studenți, avem antrenor și director de club, mai ales de când clubul a trecut în subordinea universității și nu mai este în subordinea Ministerului Educației Naționale, creăm premise pentru dezvoltarea acestui sport petroșenean. Noi suntem în Liga Națională, anul trecut am terminat pe locul 2 în Liga Națională și anul acesta sigur putem termina iarăși pe primul loc sau pe al doilea în Liga Națională. Primul loc promovează în Superliga. Fost jucător la echipa de rugby din Petroșani, actualul administrator public al județului Hunedoara, Costel Avram, spune că acest sport are șanse să renască și baza ar putea deveni una modernă. Baza are nevoie de investiții și lucrări se desfășoară și acum din fondurile universității, însă este prea puțin. Și am discutat despre o eventuală accedere în Superliga. Sigur, ca să ajungi în Superliga îți trebuie bani și în același timp îți trebuie și jucători. Faptul că antrenorul Științei Petroșani, începând de luna aceasta, este în staful tehnic al Naționalei de sub 20 de ani, este un ajutor foarte mare pentru noi și o apreciere pentru munca pe care a depus-o aici la Petroșani. Aici e vorba de Adrian Costache, fostul jucător. Faptul că este acolo poate să ne aducă și ceea ce nu avem noi la Petroșani. Jucători. Jucători care pot să vină, să treacă pe la Petroșani și după aia pot pleca la echipe mari. Îi interesează
ce ar însemna un buget pentru să fii în Superliga, dar câteodată nu neapărat banii. Dacă nu ai oameni, nu ai jucători, nu poți face față în Superliga. Toți cei prezenți la întâlnire au ajuns la concluzia că echipa Știința Petroșani poate juca în Superliga, iar baza sportivă va primi finanțarea necesară.